Nu există limite. Deoarece noi suntem un singur trup, poți să rămâi foarte dezamăgit de asemenea întâlnirii cu Iisus. Iuda a fost dezamăgit. Când a fost epistola către șapte biserici și acolo au fost dezamăgiți, tu te gândești, a, totul bine, merge și așa. Farisei și saducheii tot credeau așa, dar au rămas dezamăgiți. De ce? Deoarece au adăugat sau au scăzut. Și Iisus spune simplu, diavolul. Și gata, discuția foarte scurtă. De aceea noi trebuie să ne maturizăm, să ne ajutăm nouă și să ajutăm alți oameni. Voi trebuie odată și pentru totdeauna să țineți minte, aceste lucruri sunt de la cel rău și diavolul poate să fie oriunde. Da, da, nu, nu. Ce trece peste este de la cel rău. Arată-mi unde Iisus și Biblia spune că porno și toate aceste perversiuni să fie la maxim. Biblia spune curvia, precurvia, perversiunea și toate lucrurile nu sunt naturale. Biblia spune clar, nu pentru ele. Înțelegeți? Biblia este categorică.